Toți patru în picioare. Asta este o premieră. Toți patru sunt în picioare. Marcelino! Ce bine ai făcut că te-ai întors! Asta este frumusețea X Factor. Primul finalist care se întoarce după un an în postură solo face asta cu o sală întreagă. Marcelino, dragă, ești mult mai hotărât. Ești singur acum și toți ochii sunt pe tine. Este mai greu, dar succesul și satisfacția sunt și mai mari. Ești la nivel mare, după părerea mea, de unul singur, impecabil. Este impecabil ce ai făcut astă seară. Mă ridic încă o dată și spun bravo. Bine ai venit la X Factor. Răspunsul meu este da, uriaș, da, mare da. Pentru că niciodată nu am auzit piesa asta, care este destul de complicată, cântată cu atâta ușurință, atât de bine. Un mare da pentru tine, Marcel. Mulțumesc. Vreau să te am. Vreau să fii la mine. Asta îmi doresc. Magnific, sublim, senzațional. Ești minunat. Răspunsul meu e da. Mulțumesc. Îți mulțumesc că ai revenit. Mă bucur tare mult să te văd. 4 de da pentru tine. Bravo! Bine ai venit în România. Bine ai venit la București. Bine ai venit la X Factor. Doamne. Cam despre asta e vorba. Deci cum așa parcă... Ce frumos. Am uitat despre ce discutam. Musca tanța, deci a cincea mea. Tanța? Da, tanța, să-i spun. Tanța a stat aici tot timpul cât a cântat Marcel. Ați privit musca? Tanța a fost hipnotizată. Și tanța a ascultat cum a terminat Marcel, pac, a plecat. Marcel, ești mare. Mersi. Mulțumim că ai venit. Bine, mă bucur, ai revenit la X Factor. Că ștacheta pe care a ridicat-o Marcel Roșca la ora actuală este foarte, foarte sus. El cântă la nivel internațional, după părerea mea. Aoleu. Are o voce ieșită din comun și o tehnică ireproșabilă. Tehnică vocală cea mai bună de departe până acum. Da, nu știu dacă pot spune perfect în general, dar până acum a fost chiar cel mai bun din perspectiva locală. Când am văzut că s-au ridicat toți în picioare, mi s-a ridicat părul de pe mâine, așa, nu știu. Băiatul este modest, este ce trebuie, este X Factor. Am mai avut senzația asta anul trecut, dar nu știu, sau am uitat-o, sau a fost mult mai intensă, nu știu, dar super. Pentru toți reprezintă Marcel un magnet. Toți, acum, dacă îi întreb, pregătesc piese pentru Marcel. Diferența între mine și ei e faptul că eu l-am pregătit de anul trecut.